În această seară, în principal, voi prezenta un rezumat al celor 100 de volume din Monumenta Romanie Historica, însemnând documente care vorbesc despre vreo 3000 de ani, cu documente în papirusuri, în manuscrise vechi, unele chiar originale, cele mai multe copii, fiindcă așa se păstrează în ultimii 2000 de ani manuscrisele pe piele de vițel, de obicei în copii. Principalele documente, să zic, privitoare la Transilvania, ar putea fi un manuscris despre un rege din anul 300 înaintea erei noastre, e vorba de Oroles, un manuscris al lui Trogus. Apoi vorbesc despre o scrisoare din 114 despre Decebal, trimisă de Pliniu cel Tânăr lui Traian. Aduc în discuție documentele și cu manuscrisele celor trei mari cărturari români, care sunt în calendarul ortodox, Nicheta de Remesiana, Dionisius Exiguus Ioan Casian, adică secole 5-6 spre 7. Vorbește de cosmografia lui Eticus, care văzuse 21 de țări și era prin secolul 6. Vorbesc de manuscrisele cu cuvinte în limba dacă aflate în Vatican. Prezint primul nepot al lui Decebal Regalianus, după notițele lui Eminescu, primul împărat dac al Romei la anul 260. Apoi voi vorbi despre manuscrise din secolul 9-10-11 și despre câțiva voievozi ai Transilvaniei, chiar au titlul de Vaivoda, între anii 860-1268. Astfel încât, nefiind nevoie să numărăm mileniile de acum 30.000 de ani, adică de la craniul de la Cioclovina, celălalt mai vechi cu vreo 800 de ani la Craiova, și e vorba de craniul de hominid alb al celor două femei de la Cioclovina și la Pesera Muierii, ca să nu mai fie alții obosiți să numere o simplă 1000 de ani de când au vizitat Europa ca ultimii barbari. Poveștile mele sunt de sărbătoare și de pace, astfel încât s-ar putea să înțelegem pentru prima și ultima dată ce se întâmplă, ce e cu timpul, ce e cronologia și să respecte cine trebuie mileniul întemeierii, care e foarte vechi. Dacă eu îți respect mileniul tău, trebuie să-mi respect și tu zecile de milenii și străvechimea mea. Cam acesta ar fi sensul conferinței. Ea se împarte în patru părți. Într-una să vedem dacă putem face un început pentru o posibilă revoluție mentală, care e mai importantă decât cea fiscală, apoi o cronologie bine fundamentată pe documente care nu pot fi contrazise, fiindcă ele sunt din cele mai mari 70 de arhive ale lumii. Între arhive sunt Lorș, Saint-Gallen, Vaticanul, San Petersburg, Moscova, Bizanțu. Am reușit să posed facsimilările după toate manuscrisele împăraților bizantini, care acoperă secolele 4-14 în chip perfect. Cealaltă, a treia parte, să vedem dacă ne dă de gândit problema Transilvaniei și cazul Eminescu, care încă nu e bine descifrat, privitor la 28 iunie 1883, lucru despre care pentru o singură zi am publicat 21 de volume, având vreo 7-8-9 mii de pagini. Cea de-a patra parte ar fi o privire spre viitor, cum ne putem pregăti pentru un viitor al Europei, care este Europa, ce sensare, ce logică are și cum se pune problema în anumite planuri pe care noi nu le știm. Cam acestea ar fi în puține vorbe cele patru puncte ale conferinței. În acest an al precentenarului României Mari, are deosebită bucurie să
Avem de noi, în el, în orașul universitar, pe domnul scriitor, scriitor Constantin Barbu, filolog, care se ocupă de ani de zile, nu numai de Eminescu, ci de integrala Cantemir, în documentele marilor capitale europene, mai ales la Moscova și la Vatican, extrage adevărul istoric așa cum a fost și îl propune lumii românești și neromânești internaționale, lumea interesată de adevăr, să-l afle, să-l cunoască și să-l răspândească, să-l poate integra în marea spiritualitate românească. Bine ați venit în Cluj, în partea Asociației Focul Viu și nu ne îndoim că va fi ultima, va fi poate doar începutul, poate unor altă colaborări pe temele pe care dumneavoastră le cercetați și le expuneți în lumii românești istoricilor și celorlalți doritori și cunoscători de adevăr. Bine ați venit! Dragi prieteni, bună seara, vă numesc de la început prieteni, fiindcă trebuie să vă mulțumesc pentru generozitatea dumneavoastră de a pierde în seara asta 3 ore pe care le veți câștiga mie. Și vreau să vă spun în puține vorbe, doar cu câțiva dintre dumneavoastră mă cunosc, eu mă numesc Constantin Barbu și o să procedez ca negruții, m-am născut în 1954. Am publicat din bibliotecile dumneavoastră, chiar din biblioteca în care ne aflăm, manuscrisele care erau inedite atunci ale lui Eminescu. E vorba de Eu te iubesc a mai Irene, era un poem și o traducere din Hieronymus Lord, cu mici notițe ale lui A.C. Cuza, cu transcriere greșită în Perpesicius și neștiință până în ultimii ani, că așa e de minescologie. Aș mulțumi acum, chiar după 35 de ani, doamnelor bibliotecare, care mi-au dat vreo 6 ceaiuri și 2 pături, prin 83, o iarnă foarte riguroasă, când am venit să caut în 3 ediții de opere complete, Fichte, Schelling și Kant, dacă voi găsi cumva 2 rânduri și jumătate pe care mi le deduse noi ca texte germană din manuscrisul 2287, să vedem de unde sunt. Am răspuit atunci vreo 35-36 de volume în picioare, era foarte plin. Amintesc și acum cum se numeau doamnele bibliotecare. De la dumneavoastră din bibliotecă am transcris câteva zeci de pagini în latinește dintr-o traducere pentru învățătura metafizică a lui Samuel Nicu și așa mai departe. Aici am avut bun prieten, pe domnul Marino, care mi-a sendat o carte de 700 de pagini, pentru că mi-a făcut și recenzie favorabilă și referat la ultima carte înainte de 89. Am bun prieten, fiindcă atunci când noi care trimiteau un bilețel, mă așteptam în care la ora 3. Acum venisem cu câteva daruri pe care nu mi le voi da la Cluj, fiindcă sunt personaje care nu le merită. Unul din daruri foarte, foarte scump privește anul 1000 și anume pe episcopul Hierotei. Nu o să aibă niciodată manuscrisul pentru impolitețea pe care o au astăzi. Și apoi vă voi arăta manuscrise din Sfinți Părinți la 440, în Pietra de Mesiar, este Deum Laudamus, pe care iarăși nu-l voi da, dacă le vor să vină la Craiova, eu acolo locuiesc. Vă voi arăta harta unde sunt toasele lui Mihai Viteazu și un manuscris din Oxford pe care nu l-ați văzut niciodată și vi le arăt cu drag. Iar aici o să vă arăt măcar fotografiile, niște impozări de la coperțile unei cărți lungi, se cheamă Monumenta Romaniei Istorica, cuprinde documente de la 1194 înaintea noastră până la intrarea în Uniunea Europeană și NATO. Problema este următoare.
Conferința cred că va avea patru mari teme, oarece pauză de discuții interne sau de conversații libere. Partea întâi la conferința generală care se cheamă Milenile Românilor, o vestite anul centenarului Maiului. O să vă spun câteva cuvinte încercând să fac atât cât pot cu iluminare în mințile dumneavoastră, fiindcă vă citesc la oameni tineri, cărora le mulțumesc însecit pentru că sunt prezent și nu le voi rămâne dator, fiindcă regula este să răspund pe timpul celui care te ascultă. Zic că o problemă va privi o posibilă revoluție mitală, fiindcă cu cea fiscală n-aveți parte. Apoi o să discut o cronologie pe ultimii 32.000 de ani besărite. Partea a treia va fi despre arhiva fondatoare și o să vă arăt niște manuscrise, niște documente și vă mai povestesc, fiindcă nu pot să ajung și la 700 de kilometri un microbus de documente, stadunate din 70 de arhive mari ale Dumnezeu și o să vedeți și auziți din care. Ultima parte ar fi ce viitor ne așteaptă, fiindcă vă spun cinstit, cei tineri care pleacă din România au dreptate să plece. Dar le voi spune un cuvânt care poate îi va face să rămână. Așadar, avem câteva personaje care se distrează pe scena politică, spunând formule de genul suntem de 1000 de ani în Transilvania și de 100 de ani în România. Este corect. Numai că accentul se pune așa, suntem doar de 1000 de ani în Transilvania și de 100 de ani în România. Fiindcă, în momentul ăsta, de exemplu, putem publica peste 1000 de manuscrise dinainte de anul 1000, adică dinainte de anul 900, când prietenii noștri unguri, niște oameni admirabili, un popor nobil, au venit ca ultimii barbari în Europa. Documentele sunt simple. Pe la anul 900 au trecut prin Kiev cu scriere Topisetului Nestor, lucru care l-a obsedat pe Elinescu și pe Budaileanu, care scrisese înainte de manuscrisul, era încă indemnit, s-a publicat de curând. Și zic, au mers pe unde s-a putut și au coborât pe apa Tisei, fiindcă nu cunoșteau drumul. Eu vorbesc din cărți. Și am o vorbă, nu am nimic în capul meu. Deci doar vă arăt poze, documentul, fiindcă o vorbă română zice ai cartă, ai parte. Sper să reușim să fim în conexiune mentală aproximativ 3 ore și zic eu, nu cred că vă mai rămâne dator, așa cum nu le-am rămas nici nemților în Academia din Berlin, când le-am vorbit tot 3 ore. Acolo le-am făcut un dar multiplu, 75 de volume din Cantemir, 30 de volume din Eminescu și un volum din Monumenta, privitor la Alexandru Ioan Cuza. Și îmi face o bucurie și o plăcere să vă spun că sunt împreună cu prietenul meu pe care vă rog să-l vedeți, domnul Paul Cuza. El este un român care... de milioane de euro în facsimilarea manuscriselor Cantemir. Am ajuns la volumul 100. Nu știu câți scriitori români au ediții în 100 de volume. Cred că numai Sadoveanu ajunsese la volumul 104, fiindcă era șeful statului român. Zic că le-am donat Cantemirul, le-am donat și 30 de volume din Eminescu și volumul din Cuza era îngrijit chiar de strănepotul voievodului prietenul nostru Bogdan Cuza. Un Eminescu am adunat tot ce înseamnă manuscris german cu transliterările și identificările textelor germane, la care am lucrat aproape 35 de ani, la ordinul, e bine zis, la ordinul lui Noica. Dacă vă uitați cumva în o ediție românească și știți germană, veți vedea
cum ediția Academiei inventează cuvinte în limba germană, neștiind că sunt trei manuscrise în care Eminescu și-a făcut notițe din Hamburg. La un moment dat, amuzant și tragic, e că apare IHEP, adică Hefter Hef, primul caiet, iar academicii noștri au crezut că primul caiet este un autor german, au crezut că e scriitor. Nu vă mai spun că sunt și acum texte în limba germană pe care le-au rătăcit. Dar important este că, făcând un inventar, am găsit aproximativ 30 de poeme în limba germană, care sunt scrise de însuși Eminescu, în afară de traducerile pe care le-a semnat Carmen Silva, și mai are și mici eseuri în limba germană, dar ceea ce sperase noi ca să găsească o operă germană în manuscrisul Eminescu, chiar așa s-a întâmplat. Chiar și obsesia pentru că Antenir a venit tot de la Noica, fiindcă el îl delegase pe Cândea să se ocupe de această poveste. Ce se întâmplă cu aceste manuscrise ale lui Cantemir și de ce vorbesc despre ele? La Trianon, hotărătoare pentru România Mare, prezentat documentarea de Wilson, președintele Wilson al Americii, a fost o carte din 1835, exact cronicul vechimii a romano-moldovlacilor al lui Cantemir. O ediție a lui Săurescu, transcrisă la ideea lui Piselec, care era de la Iași, cu greșeli, cu modificări, nu mai contează, iar președintele Americii a spus: știu că românii sunt de peste 1500 de ani în Transilvania și ei au dreptul, pe principiul naționalităților, la următoarea hartă. S-a trasat harta, sunt 1326 de pagini, numai pentru graniță, pe care, grație președintelui Fundației Cantemir, le vom scana de la Ministerul de Externe și le vom publica în Monumenta României Istorică. Vedeți cât de importantă poate să fie o carte. O carte face o țară și a și făcut-o. Istoria splendidă acestei cărți, cronicul vechimii româno-moldovlacilor, este următoare. Academia Germană a angajat un spion, Schedo van der Breg, să meargă la Moscova pe lângă familia Cantemir, să fure manuscrisul cronicului, care era numit Dacia Nova et Vetus, Dacia Vetus et Nova veche și nouă, sau măcar să-l copie. Manuscrisul a fost copiat. Într-o criză de bani l-a vândut unui comerciant vienez la Sankt Petersburg, a ajuns într-un anticariat în Viena, papiul Ilarian l-a cumpărat, l-a adus la Blaj și un părinte din zona Drăgășan a făcut 5 copii. Știți unde se află aceste două manuscrise? Copia de la Moscova din 1726 și copiile bătrânului și harnicului preot din Drăgășan. La dumneavoastră în Cluj, dar a trebuit să vin să fac cu profesorul Kindrich, Dumnezeu să-l ierte, un mare cărturar, copii în 24 de ore, om serios, și le-am și publicat în integrală Cantemir. Așadar, norocul a fost ca manuscrisul care a făcut România Mare și Marea Unire să fie chiar în orașul dumneavoastră, filiala Academiei. Biblioteca Filială. Din Cantemir au copiat capitole întregi corifeii școlii Ardelene. Fără manuscrisul lui Cantemir și fără corifeii care au cunoscut copia de la Moscova, cine știe cum ar fi arătat România. De aceea eu am un cult pentru carte, fiindcă scrie și într-o Biblie frumoasă. Ești sau nu ești în cartea vieții. Acum, fiindcă am spus că văd în sală destui tineri și chiar dacă privirea mea nu mai este ca la vultul lui Nietzsche, dacă eu nu vă văd bine, știu că dumneavoastră vă veți vedea mult mai bine decât vă văd eu. Vreau să încerc un anumit tip de revoluție mentală care nu o să vi se pară exagerată
formularea, după ce, cum voi spune, patru propoziții, nu e nevoie de mai mult. Tot tipul de gândire tradițională de până astăzi, de tip cauzal, de tip logic aristotelică, spune că orice ens are o rațiune, orice ființă are o rațiune. Aristotel, cu traducere proastă, terce exclus, acum este altceva, este metaxii antifazei, deci metaxii înseamnă în mijloc, în interval. Deci, în interval, nu avem decât opoziții anti-manifestări, anti-apariții. S-a tradus prost și câteodată când pleci pe o propoziție proastă, se alege praful și de istorie, și de destin, și de individ. Vedeți dumneavoastră, avem acum o generație care este conexată la anumite tipuri de gândire, una s-ar numi globalism. Eu vă spun sincer, am avut și împreună cu prietenul meu, domnul Paul Tudor, și o echipă serioasă, mai multe simpozioane în Parlamentul European. Dostoievski avea o vorbă, omul e prost umplit de prost, care îmi place mie foarte mult, fiindcă se potrivește totdeauna în timpul vieții. Europenii, astăzi, care vor să facă ori un imperiu, ori o confederație, nu știu despre ce e vorba. Dacă forțez un globalism care nu e universalism, un globalism peste individualitățile sau identitățile, ori naționale, ori individuale, se alege praful fiindcă nu ai citit pe Kant. Kant spune orice organon distruge realitatea. Nu poți să pui o pecete și pe bou, și pe vițel, și pe grâu, și pe apă. Cum pui pecetea pe apă și poți să ștampilezi apa? Nu poți. Că n-ai cum. Deci, mintea are o formulă care provine din carbon 14. Deci o formulă împătrită, ca și rațiunea după vietul Schopenhauer. Și anume, noi suntem pe mecanismul bazmului. A fost odată ca niciodată, deci suntem obligați mental în pătrățelul nostru, în hotarele astea patru, să spune a început și se termină. Acesta este și pușca mentală cu care cosmologii, cu Einstein și toți care vin până la Hawking, vă închid mintea. A început și după aia încep să zică, ori o constantă cosmologică, ori se dilată Universul, astea sunt prostii. Pentru că nu le permite nici o filozofie liberă decât aia deterministă, cauzală, da? Și nu le permite nici măcar formula lor. Energie egal mc pătrat. Și dacă ai o particulă cu masă zero, ce înseamnă că energie egal cu zero mulțit cu viteza luminii la pătrat? Și atunci, care e viteza luminii la pătrat? Energia supra zero, adică îți dă viteza infinită, îți scoți radical din infinit. Astea se numesc convenții. Avem o propoziție în Biblie pe care n-am înțeles-o deloc. La început a fost cuvântul, în principiu era verbul sau în greacă, en arheu, horogos. În arheul ăla stă tot secretul, adică în începutul ăla. Nu zice Minescu degeaba, Arheus este singura realitate pe lume. Minescu este un tip istorial, știe ce scrie, știe ce vorbește, cum cultura română n-au știut decât Cantemir, Eminescu, Blaga și Norca. Atât. E destul. Nici are o vorbă pe care Cioran a și tradus-o altfel. Nici zice, nu poți băga haosul în categorii. Cioran zice, nu poți constrânge sărcile în categorii. Nu poți pune Universul într-o formulă, într-o ecuație, fie și universală. A fost o modă la sfârșitul secolului, al XIX-lea, și a explodat prin 1915 și încă se târăște și acum. Aș citi desigur, fiind și tine, teoria modelului cosmologic standard. Și zice, nu se potrivește formula la singularitate. Când fizicienii, fie ei Einstein sau Hawking,
fie super matematicieni sau chimici sau ce vreți, când dau de zero și de infinit, se autodistrug. Să vă explic de ce. N-am putut compara filozofia de tip aristotelic european cu altă filozofie grea, splendidă, a budismului Mahayana cu tipul de tetralemă pe care Aristotel în Cartea Gamma îl imprimise, dar l-a abandonat. Și anume, este diferența dintre zero aritmetic și zero neutru sau simbolic. Când ai zero aritmetic, este o convenție pe care o știți. Dar acel zero, să vei demitic sunia sau suniata vacuitatea, când este un zero neutru, este altceva. De-aia se autodistrug formulele lor la singularitate, ori spre sfârșitul lumii. Aceasta e gândirea pe scurt explicată pe tip cauzal. Că începe și se termină. Dar vine problema, că vă zice ce ne interesează pe noi, arheul tău. E dacă ai interesat pe Cantemir, pe mine și pe noi, că e posibil să ne intereseze și pe mine și pe dumneavoastră. Și veți vedea de ce. Cum va atinge viața? Când spui în arheu a fost cuvântul, dacă zici în greacă arhe, care e compus din două părți, ar și chehae, deci pronunț arhe, înseamnă fondare. Ar este fondare, iar he înseamnă cauză sau timp. Noi avem ceas. În limba dacilor, care erau mult mai deștepți decât noi, se spunea cheza. Cheza, care este în engleză medievală, în germană medievală, aproape identic. Deci, în fondarea timpului, cum zici, și acum începe bazmul, a fost odată și acum îi povestesc. Deci trebuie să-ți faci, asta e și reprezentarea, eronată în stânga, îți faci începutul și în dreapta îți vine telosul final, care poate să fie escatologie, fiecare cum delirează. Zice, deci în arheu a fost logos. Logos, de fapt, este substantivul de la legii, care înseamnă nu a vorbi, ci a culege, a pune împreună. Deci în arhei au fost puse împreună. Uiți-vă ca o sferă acest arhei și începe desfășurarea, dispensația asta eonică și începe căderea. Cauză, timp, moiră, care înseamnă destin, identic cu moarte, tot ce vreți dumneavoastră. Toată această cădere, asta e reprezentarea mentală tradițională. Ceea ce vreau să vă explic și veți vedea ce ne trebuie și de ce trebuie să gândim cu totul altfel și invers, este următoarea poveste. Veți zice ce ne interesează pe noi arheul. Vă interesează fiindcă aveți monarhie, aveți ierarhie, aveți sinarhie, aveți arhie, iar româna e deșteaptă, are chiar cuvântul arheul. Are acest principiu, acest început, care poate să însemne și fundament ca grunt, și în sensiu și tot ce doriți. Ai fundament, există. Fiindcă dacă n-ai acest început, nu poți să te desfășori, n-ai poveste. Ori, vedeți și va fi din ce în ce mai tare această bătălie pentru cine a fost primul sau cine este, ce popor are arheul. Întâmplarea noastră, a românilor, este una frumoasă că nu trebuie să repartem cu nimeni. Avem arheul fără voia noastră, fiindcă două mari popoare sunt în Europa care n-au nevoie de acest arheu de început, fiindcă au fost dintotdeauna. Tracodacii, și eu nu fac patriotisme sau tracisme, deci eu știu carte cât oricine, ca să fiu elegant, adică modest. Și grecii, atât. Restul sunt știți care au venit 2-3-5.000 de ani, fiecare cum s-a descurcat. Nu vreau să pun istoria popoarelor pe broscar sau să fac ierarhie. Vedeți dumneavoastră, simplu. Astăzi se bat trei mari țări, aproape patru, pentru cine-i primul. Rușii sunt supărați că nu au supremație. Cuvântul ăsta, super, vorba lui noi, ca mai două vorbă românește, superare. Deci cine are supremația te poate supăra. Se bat într-un fel, într-o comedie universală, rușii cu americanii, care e prima putere. Deci cine are arheu? Fiindcă arheu mai înseamnă și moștenire. Ați văzut niște analfabeți care
au spus la televizor, după aceea s-au mai apucat și să scrie, că avem un cuvânt neam care vine din București. Analfabetul totdeauna n-are dreptate. În cea mai bună carte, Dicționarul etimologic al limbii grecești a lui Chantrain, nemeii, pe care ar trebui să-l știe, ăsta de cuvântul neam și proto-indo-european, însemna păstorul care stă pe loc, care moștenește și însemna marea familie ieșită din aceeași sămânță, chiar are valoare seminală. Deci, dintr-un tată bunic și străbunic. Ăsta era neam și însemna și moștenire ca și arheu. Arhe, are arhat în sanscrită, are arhe în greacă, arheu românește și așa mai departe, proto-indo-europeană. Deci ce important e proto-indo-europeană. Deci neam înseamnă cel ce a moștenit, păstorul locului și cel ce există și trăiește dintr-o sămânță comună. Sămânță chiar cu sensul biologic, de spermă. Și de aici încep povestea. În dicționarul etimologic, în textul limbii române, acolo e prostia, fiindcă n-a știut etimologistul de unde vine cuvântul, mai e un adverb, neam. Și acest adverb e din latinește, după cel mai bun dicționar al lui Enume, dicționarul etimologic al limbii latine. El se compune din ne plus hemo, hemo este ca și homo, înseamnă om, dar are sensul de femeie. Deci când ai, când nu ai femeie, ești fără femeie, ai neam, adică n-ai nimic. Aici este toată povestea. Eu vorbesc din cărți, am spus, nu am nimic în capul meu, eu doar vă povestesc din cărți. Și cele mai serioase și autorizate. Că nu avem de ce să facem aici polemică sau toate poveștile astea. Așadar, pentru povestea cu această revoluție mentală, încercați, dacă mergeți la universități străine sau aveți profesori deștepți în România, să vă eliberați de acest tip de gândire cauzal sau determinist, dacă vreți să zburați. Și atunci veți înțelege de ce se fac toate escrocheriile la premiul Nobel ca să obții o supremație, o superioritate simbolică și de ce se face toată escrocheria de la CERN, Centrul European de Cercetări Științifice. Credeți dumneavoastră că au descoperit un bozon? Astea se numesc convenții mentale sau ficțiuni. A fost o luptă între laboratorul din America, unde n-au mai finanțat americanii, și dorința Europei de a deveni supremă, de a ocupa primul loc în știința fizicală. Există chiar mari fizicieni la CERN care s-au opus acestei teorii. Problema este iarăși de experiență mentală. Ei vor să găsească un început. Acolo este greșeală. Și zăpăcesc atomul, îl aleargă mii de kilometri, îl sucesc, îl sparg, ca să găsească particule. Teoretic poți să găsești ce vrei tu. Dar vine un italian care zice, e un clasic al lor. Finalul este nu un fragment cumplit de mic, ci o brumă, este o ceață. Nu mai poți să spui în infinitul ăla mic că te duci pe super infinitul foarte, foarte mic. Până când iarăși dai de zero și dai de infinit care te răstoarnă. Chiar zero pe care nu l-am înțeles din budismul Mahayana ca Suryata are celălalt capăt în infinit. Cantor n-a nebunit degeaba când a început cu alef 0, totdeauna peste ultimul infinit mai pui 0, 1 sau o cifră și totdeauna este ceva și mai mare. Acum, care e tipul de gândire? Dacă, să zicem, vă duceți la universitate deșteaptă, dacă vă duceți într-o țară europeană care e mult mai civilizată și mai atractivă decât România, poate vă apucați și citiți Platon și vedeți ce zice Pietru Platon. A, Hestia Arhesta. Hestia a fost la început. Vedeți când Arhestai apare, acel Arhe a fost la început. Cine e primul? Cine e cel dintâi? Și dumneavoastră vreți întotdeauna.
să fii cel mai bun din clasă, să fii cea mai frumoasă, să fii cel mai atractiv, să fii cel mai bogat, sau director măcar, cine știe, de instituție, sau cum se bată ăștia în universități, să ajungă rector. De ce e important AHE-ul ăsta? Pentru că el dă justiția, dă dreptul. Cuvântul drept care se pronunța cândva, dreptate, via dreptății, îl vedeți și în cuvântul recht. Drept în nemțește, îl mai vedeți și în germanul Reichen, care poate să înseamnă și imperiu, înseamnă și domnie, adică stăpânul, și mai înseamnă ceva, înseamnă timp. Prin Reichen a încercat Heidegger să depășească grecita. Ce a vrut, a găsit-o, zice el, în Erainis, care înseamnă împropriere, a avea propriu. Când ai propriu, este acea, un fel de dingamzic, când e lucrul care te duce în sine, care se găsește pe el și în împropriere. Dar când vrei să faci împropriere, e un a priori care, de fapt, vrei iarăși să fii primul. Bun. Acum, zic, dacă veți studia în altă parte și țineți minte cuvântul Estia, e ca o experiență. Povestește Elia de undeva întoarcerea lui Isaac la el acasă. A căutat evreul ăsta o comoară, s-a plimbat prin nu știu câte țări și a obosit, n-a găsit nicio comoară și s-a întors acasă. Nu știu ce i s-a întâmplat și s-a sfărâmat soba. Și când s-a sfărâmat soba, unde era comoara cu diamante și cu aur? Era chiar la el în sobă, la el în casă. Sigur, e o parabolă și o poveste frumoasă. Dar cuvântul ăsta, Hestia, care în limba știților spun grecii, și sunt niște cărți aici, dar nu avem timp să cităm, să le deschidem, Hestia se spunea în limba știților, Hestia greacă înseamnă și este aici, adică acel Dasein din Heidegger, aici este. Deci dacă veți spune că existența este acest Dasein, acest acasă, înseamnă și acasă. Înseamnă și vatra Universului și înseamnă și vatra din casă. Iar dacă ai ca prietenul nostru o casă frumoasă și a prins vatra, e posibil să nu cazi pe gânduri. Așa spun grecii că dacă ai ajuns acasă și ai aprins vatra, fața focului cazi pe gânduri. Ce mai înseamnă că v-am zis că vreau să vă vorbesc despre sărbătoare și pace? Anume. În greacă, verbul hestiau înseamnă și a ctitori și a sărbători. Și ca să vedeți ce limbă teribilă aveți, asta, limba noastră română, care ar merita să fie o limbă universală, dar nu avem țară. Numai un imperiu poate să facă o limbă universală, să o învețe și ceilalți. Noi acum vorbim toți în limba engleză, limba engleză fiind o limbă care nu gândește absolut deloc. Cel puțin franceza era o limbă juridică. Germana e grea și gândea și suntem poți să vorbit 1000 de ani latină și s-a dus latină. Nu se știe niciodată ce limbă vei vorbi, dar în limba în care vorbești nu se știe cum gândești. Și zic, înseamnă și sărbătoare. Când Heidegger zice că esența Dasein-ului este grijă, adică zorghe, n-a știut limba română. Zorghe, care vine dintr-un proprie european. Zerg înseamnă și a gândi și a găsi și român a dat zerghe, îl vedeți, zorghe, zerghe, sărbătoare, sărbătoare. Deci are sensul original a ctitorii, a sărbătorii. Și este și format pe tipul de donație. Fiindcă din acela hed de început care e ca o sferă, fiecare și-a tăiat bucata, când s-a scris, au zis baga bucată, slavii rușii au zis bog, Dumnezeu, nemții au zis got, grecii au zis în cinci feluri, dais, das, tipurile de donație, care înseamnă, de fapt, tot distrugere. Ăsta e tipul de gândire sub care trăiți și va trebui să vă eliberați de el. Deci tipul de donație, început și sfârșit, și tot vă pun în niște convenții. De ce vă spun toate aceste lucruri? Planeta este, la ora actuală, în planul unei mari revoluții, unei mari explozii. Foarte violente, vorbesc de minte. Se va schimba codul genetic. Iar noi stăm în România
supuși unor, nu vreau să-i determin, să le dau caracterizări, unor personaje mediocre, așa cum sunt aproape toate popoarele Europei care sunt conduse de niște proști. Nu spun eu, ei înșiși spun. Mi se spune că nu putem face nimic, fiindcă noi suntem conduși de butoane, popoarele votează orice, iar ei stabilesc ce vor. Eu vă spun că aveți datoria să fiți liberi, să vă eliberați și să stabiliți ce vreți voi. De ce vă spun să stabiliți ce vreți voi? Pentru un lucru foarte simplu. Foarte simplu. Noi trăim azi în România o ierarhie inversă, una cu capul jos. Și o vedeți în tot ce trăiți. De-aia v-am explicat ce e arheu, pentru că ei care au pus mâna pe arheu n-aveau voie să fie în vârful ierarhiei. Ierarhia e sfântă, nu-i așa, Părinte? Ierarhia e sfântă. De-aia Biblia umblă cu două verbe și două forme convenționale. Ca omul să fie un pic mai modest. Dumnezeu mai puternic decât toți și nimeni nu e liber și are o execuție din partea verbului Lio. A distruge și în sanscrită, și în greacă, și în română, da? Și atunci când dai de sfârșitul Bibliei în Apocalipsă de cuvântul Lui Sfraghidor, pe care Maestre care l-a tradus prin Tolere Crucis, ați purtat propria cruce în spate, atunci te eliberezi. Sfraghidor nu înseamnă numai cruce, înseamnă și pecete. Și înseamnă eliberarea de pecete. Voi trebuie să vă eliberați de pecetea celorlalți. Să aveți pecetea voastră. Știți că e o vorbă. N-ai ștampilă, n-ai semnătură, nu există. Acum, vedeți de ce vă influențează acest arheu. Aveți ierarhie inversă, fără doar și poate, toți din sală, sunteți mai deștept decât 18 din 20 membri ai Guvernului Român. Dar nu sunteți miniștri. E o vorba lor, sunt la butoane. Trebuie să le luați butoanele, să vedeți în ce chip. Și atunci vine o poveste. Vin unii și vă spun că n-aveți țară decât de 100 de ani. Asta este o impertinență absolută, bate mileniile. Eu sunt om liber, sunt curat și sunt cinstit, nu mă plătește nimeni. Și vin și îmi permit să spun. Păi dacă americanii nu sunt decât de 275 de ani, cum să spună că tu ești de 30.000 de ani? Că n-au cum. Rușii se zbat să găsească arhiva Novgorodului în Suedia. O caută la Stockholm și aia la Uppsala, fiindcă nu reușesc să treacă sub anul 1000. Aveți un personaj, fiindcă nu pot să zic că avem, pus de mai multe ori ministru culturii, cred că și viceprim-ministru, așa zisul Kelemen Bunor, care, și știu bine ce spun, este un doctor de animale, nu mi-amintesc exact cum se cheamă, cred că veterinar. Deci este un veterinar analfabet care spune că suntem în Transilvania de 1000 de ani și în România de 100. El face un mare deserviciu maghiarilor din Ungaria, fiindcă, spun apăsat, maghiarii din România, pe ei eu nici nu-i numesc maghiari. Ei sunt frații noștri, sunt români, cetățeni români, sunt europeni și mai ales sunt oameni. Pământul e al oamenilor. Nu e nici al lui Kelemen Bunor, nici nu e al lui Goran de Orban de la Budapesta, nici al viceprim-ministru Ungariei, care e un plagiator din Glanda, semidoc, nu știu ce mare încumurat al unul care e ministru de externe, care au început el și cu Kelemen Bunor să spună că sunt triști. Păi când ai fost ministru culturii române, nu știa istorie, nu știa că vine anul 2018, care e una simbolică. Atunci nu erai trist. Când ai primit steaua României, n-aș ști ce e steaua. Dacă n-ai stea în frunte, trebuia să stai acasă. Eu nu polemizez cu aceștia în alfabet, că nu am de ce. Dar ei fac rău, mai ales, concetățenilor lor, de care nu le pasă, așa cum conducătorilor români nu le pasă de noi. Da?
și se trezește vorbind în reluare. Fiindcă, în momentul în care spui că suntem de 1000 de ani, răscolești documentele și istorie. Eu nu știam, am citit textul lui Pleșu și așa am aflat că bietul cele răzbunor are păreri istorici. Eu vă spun un lucru. Adunând cu pasiune, fiindcă nu mă obligă nimeni să fac cărți. Eu am publicat vreo 565 de volume până acum. E adevărat că Iorga a publicat mai multe și am mai multe cărți publicate decât toți academicienii români de la secțiile umaniste. N-are importanță. N-am publicat asta ca să spun vreodată că am scris sau am publicat, ci asta e viața mea, asta e pasiunea mea. Deci pot să stau 14 ore neridicat de pe scaun ca să controlez niște manuscrise de la Biblioteca Națională a Franței sau de la Vatican ca să găsesc ceva. Deci nu o fac cu vreo intenție, nu primesc nici bani, mai ales noi cheltuim bani pe aceste editări, nu câștigăm bani. Fiindcă într-o țară condusă de derbede, nu poți să câștigi bani pe cărțile care aduc actele fundamentale ale țării. Eu când spun actele fundamentale, vă spun simplu. De exemplu, ca să începem cu un șoc foarte simplu. Am aici două hârtii. Asta colorată și asta albă. În asta colorată aveți manuscrisul din Vatican cu al doilea rege cunoscut, rege încet al Transilvaniei, se numește Oroles, anul 300 înaintea erei noastre. Manuscrisul e din tronul, să-l vedeți, acesta este. Atunci când nu știi carte, n-ai cum să afli că în biblioteca apostolului Petru, noi transilvănenii, fiindcă am și eu familie din Hunedoara și pe strada San Vicente Tuza, care se întâlnește cu bulevardul de ceva. Avem un rege, anul 300 înaintea erei noastre. Mai e unul mai bătrân, Carnavato, și Sofocle îi făcea versuri. Acolo el e numit, vedeți că nimic nu e îndâmplător, Arhete Iete, Arheul Geților. V-a plăcut? Deci e capul, principele, regele Geților. Iar dacă unii cărturari erau în sală, aflau că au greșit când l-au făcut pe Burebista. Arheul dacilor, nu. Carnavator era arhe. Burebista, și o să vă caut manuscrisul, găsesc repede, deși nu mai văd bine. În... Aici este. În geografia lui Strabon, Burebista e numit Basileus. Așadar, în biblioteca apostolului Pavel, care în Feliciana, cel mai vechi manuscris cu lista papilor, este numit frater Andrei, fratele lui Andrei, creștinătorul românilor, și o să vă vorbesc la un moment dat și de creștinătorul românilor. Zic, în biblioteca apostolului Pavel mai există o surpriză, care este fundamentală și distrugătoare, anume, acolo găsim bulele regilor Ungariei până la 1302. Și acum va afla Kelemen Hunor și o să-i dea telefon lui Orban la Budapesta că niciun de bulele papale, care au plătit în aur, niciun de nu scrie că un rege al Ungariei era regele Transilvaniei. Absolut niciun. Iată documentul. E vorba chiar de Bela al III. Acolo scrie, este simplu, Ludovici Reges Ungarie, cum figilo cereo, volute in una membrana in modum globi, cum sigilis aureis. Deci avea și el un glob de aur, cu sigiliu de aur
și atâta tot. Deci în aceeași clădire la Vatican avem regele Orones, anul 300 înaintea erei noastre, cu manuscrisul pe care mi l-am arătat, care este al lui Clovis. Și avem surpriza aceasta. Chiar Demenin, când a făcut ediția din Buda Idereanu, spune că și Andreana este un fals. Eu nu fac polemic acum cu documentele maghiare, fiindcă ei la Trianon au venit cu 100 de lăs care n-au echivalat cronicul vechirii a lui Cantemir. Cantemir știe carte. Nu poți să le echivalezi pe Cantemir nici dacă aduci 100 de lăs. Că n-ai cum. Și să vă explic de ce. În viață și în istorie nu te distruge decât falsul. Pseudos în greacă, falsus în latinește și germanul ce-a făcut din asta? Der fall, falimentul sau cădere. De asta v-am explicat înainte să vă eliberați mintea, fiindcă dacă România o mai duce mult timp așa, Europa la fel, vine zmurtul și nu le folosește la nimic. Fiindcă această minciună, această falsitate, care nu te ține în arheul ăla, ci doar în codere, te duce la distrugere, la faliment. Credeți că România sau multe țări sau zone din Europa nu sunt într-un faliment posibil? Sunt. Dar noi avem răbdare. Vom trăi și vom vedea ce se întâmplă mai departe. Așadar, v-am spus acum că atenție că se schimbă podurile și trebuie să fiți pregătiți pentru asta. Eu am studiat codurile sanscrit, grec și german, sigur, fiind atenți la cuvintele în limba română, și noi trăim româna într-o proto-indo-europeană. Mergând pe cărțile cele mai bune și imbatabile, e un bonhar, o scurtă introducere în istoria linguei, limbii nostrice și popornei dicționare etimologică al indo-germanice, vedem în cele 5 volume care au vreo 2500 de pagini, 972 de rădăcini ale limbii nostrice și proto-indo-europene, că în Levant, adică în Babă, acum vreo 10-11 mii de ani, știți că acum 12 mii de ani a fost ultima glaciațiune, și îi transmit lui Kelemen Hunor că ungurii nu erau în Europa nici măcar la ultima glaciațiune. Ca să țină minte că poate are memoria slabă. Da? Anume, 2-3 mii de ani lingua noastră care devine proto-indo-europeană trece în Nordul Mării Negre, mai stă 2500-3000 de ani cu toate versiunile Pământului și ale epocii. O parte se duce spre India și în Ashoka, regele Indiei unește și apar acolo 321 de limbi și de dialecte, toate indo-europene. Trei ramuri trec în Europa, una prin Basarabia sus pe Scandinav, una direct peste și sunt cerții și una coboară prin Dobrogea și înseamnă limba greacă. Eu nu vorbesc din mintea mea, eu vorbesc din american și din pocornic. De asta v-am spus. Numai un analfabet care a făcut etimologie Dexului sau alți proști care au vorbit la televizor spuneau că neam ar veni din ungurește. Nu era nici cea mai mică problemă. Nu e o problemă să vină un cuvânt dintr-o altă limbă. Toate limbile împrumută, mai ales vecinii. Nu e nicio tragedie. N-are de ce. Mai departe, însuși noi, ca mai ales meu maestru, credea lucrul să după același Dex, că într-o chipare vine din limba unor vecini. Nu vine din ungurește. Chip este verbul proto-indo-european capati, care însemna a ține doi pumni, adona, eschip, dacă sunteți familiarizați cu germana sau cu Heidegger, se află, este, există și se găsește în cuvântul românesc început. Este același cuvânt cu arheu, deci, când, sau cum zicem noi, a dat cep, avea începutul, deci a ține doi pumni, ați văzut că era acest cuvânt într-un chipare, ar fi un fel de traversare, in plus trans plus capati, sau capere în latinește, deci a intrat, a traversat această donație, a trece dincolo.
De asta noi, ca să pregăteam ultima parte a vieții, să scriu o carte, i-a zis întâi cartea Hilul, după aia modificată și cartea Marilor într-o tipă. Deci căuta aceste versiuni de gândire pe care, văzând bine și știind carte istorială, le-am găsit într-o aceea lui Eminescu din Cam, când se ocupă de cuvântul dur, care este sinonim cu tara în sanscrită, în limba dacă, eu vorbesc după Georgiev, deci după bulgari, care știau ceva tracă și dacă, să ziceți că sunt patriot, eu nu sunt patriot român, eu sunt doar cărturat, simplu cărturat. Tara însemna ce? Ce însemna? Ca în românește, trans, ca trei, asta e depășirea, însemna pupila ochiului, însemna stea. Steaua, steaua României nu trebuie dată oricărui derbedeu, care n-are stea. Știți vorba românească? Feciorul de împărat, fără noroc, adică n-avea stea în frunte, cum e în poemul lui Eminescu, dar dacă ai steaua ta sau steaua în frunte, lucrurile sunt splendide. Știți colindele alea de vin, de Crăciun? Steaua sus răsare ca o taină mare. Noi nu înțelegem niciodată ce înseamnă. Și dacă acum am noroc și văd că am, nu văd bine unde cărțile, vă voi citi câteva cuvinte simple. În v-am venit și poate bine să vă găsiți cărțile vocabularul instituțiilor limbi europene, avem la capitolul de religie un cuvânt. Hailag, care apare, Butan, Iobi, Hailag, pe tezaurul de la Pietroasa, scrie el însuși, pe acel inel cu limbă gotică foarte foarte veche, pe care l-am rugat să-l vadă și l-a și văzut președintele Academiei Germane, fiindcă îi vorbisem de mult. Acest Hailag înseamnă sacrosant, sfânt în ambele sensuri. Și să vedeți ce lucru frumos, dacă veți avea vreodată o carte, manual de budism al lui Suzuki, există aici o darana, un fel de incantație în sanscrită, și găsiți câteva cuvinte frumoase. Ultimul zice așa, sfata, adică strălucește, îl vedeți că seamănă cu limba greacă, cel ce este în repaus, glorie și sfârșitul este hai. Este vorba de o incantație, înseamnă sănătos, norocos, întreg, sfânt. Cine este întreg și norocos? Cel ce nu e tăiat în bucăți, cel ce n-a intrat în donația aia, în împărțire. Pentru că dacă l-ai împărțit, acel donos sau daps, daps duce până la distrugere în limba greacă. Este ca și cum avea o sferă și din ea tai bucăți până când ea se termină. Deci, după de ce repet aceste imagini, fiindcă vreau să vă dea de gândit și să aveți această reprezentare tradițională, pe care va trebui la un moment dat în timpul vieții, pentru că lucrurile se schimbă, va trebui să o depășiți. Punctul 4 de la prima poveste este să fiți pregătiți pentru această revoluție de versiuni, fiindcă nu sunteți pregătiți și nu suntem pregătiți, dispărem. Vedeți, după o vorbă, că vezer poate să devină fervezer, adică o esență a unui popor poate să vină să devină o deșirare. Noi că avea o vorbă, din popor vom deveni populație, noi deja am devenit populație. Fiindcă există așa numita ece globalistă, dar de fapt este plătită. Da? E marele meu prieten Șora, dar eu nu, la 101 ani, eu i-am când avea 70 de ani, am spus că va trăi 104 ani, el a crezut că trăiește 96, deocamdată eu sunt mai aproape de 104 ani, mi-am prezis. Dar nu poți să te duci la 101 ani, la o manifestație, hashtag rezist, pe frigul ăsta. Dar nu-i problema mea. Nu-i problema mea. Știți că cine e plătit, nu mai e răsplătit. Mai bine să fii răsplătit decât să fii plătit. Cuvântul meu acum este greu. Dar nu pot să mă abțin de la această observație. De ce spun să fiți pregătiți? Nu sunteți pregătiți, știți cum e povestea aia, sunteți luat prin surprindere.
Și ziceți că poate, de ce vă spun atâtea chestii și vă întotopiesc mintea prin tot felul de limba, dacă nu știi limba, nu ești viu. Te găsește surprins, chiar acel prins este tot din capac, prehendo. Când Kant poate îl vezi deschide vreodată și îl vedea traducerea, sinteza de ad prehensiune, nu vezi ști că este o tautologie, asta e toată gândirea europeană, tautologie. Sinteza este absolut sinonim cu aprehensiune, aprehendo, când ai înhățat. Cei care fură astăzi, nu l-au citit pe Platon, dar l-a plic. Platon spune vorba. În afară de tipul de participație prin metehei, adică dincolo de avea, mai există un metalambanai, adică a încălța, a lua, a fura. Imperiile, pentru că asta este un imperiu, da? Cuprinde și depășește granițele, depășește timpul și fură și distruge pe ceilalți. Acum se pune o problemă și o întrebare. Ce este Europa în care noi credem că trăim? E un imperiu? E o confederație? E o convenție socială? Poate o ficțiune? Ce este? Fiindcă noi, românii, România, facem parte din Uniunea Europeană. Vorbind fără cenzură, ce este NATO? NATO e un fel de imperiu turc unde noi plătim tribut. Nu? Așa cum papalitatea era o instituție simbolică, ei acordau puterea simbolică pe autoritatea dumnezeiască față de autoritatea spirituală față de autoritatea terestră omenească, să fie regii puțin mai ascultători. Bun. Cel puțin trebuie să pun problema, dragilor, la anul sunt 100 de ani de când aveam o țară, România Mare. Noi ce sărbătorim la centenarul din 2018? Eu trebuie să sărbătoresc Bucovina, Berța, Moldova cu Basarabia de Sus, care lipsește fără apte și Transnistria. Din pasiuni, fiindcă eu sunt filolog, nu sunt istoric. Am dus la Academia Română și manuscritul 438 cu dorința împărătesii Austriei de la Bucovina. Noi l-avem inedit. Avem o tehnică incredibilă. Nici nu am uitat pe ea. Eu m-am uitat. Și în afară de partea de introducere și finalul pe ea, dorea Bucovina. Mai sunt două fraze lungi, foarte încurcate, nemțește, de nu se înțelege ce vrea. Acum, v-ați întrebat de multe ori de ce au fost trei țări români. Eu mi-am dat seama acum 2-3 ani citind un text al lui Împănescu. Nu înțelegeam. Eu sunt cinstit, pot să spun oricând că sunt prost și idiot, dar asta nu înseamnă că sunt prost și idiot, ci că m-am iluminat. Am perceput. De-abia când îți dai seama cât de prost ai fost și de idiot sau ești, atunci încep să ai un grad de minte. Ce s-a întâmplat? Problema e foarte simplă, dar nu știam. Transilvania era spre Imperiul Habsburgic, Moldova și Basarabia spre Imperiul Țarist, țara românească mai ales cu Dobrogea spre Imperiul Turc. Imperiile mari nu și ating granițele. Ca să aibă timp, o zi sau două, cum era în epocă, să ajungă dușmanul până la granița lor, nu să fie lipit de celălalt. Aici este problema. Noi nu mai învățăm istorie în școală sau învățăm cum unii manuale, variante și așa mai departe. Când Mihai Viteazul ajunge cordotier, Ștefan cel Mare, numai învingătorul lui Mahomed, Vlad Țepeș e un scelerat și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, când Mihai Viteazul își lăsă capul, fiindcă era mort, da? Undeva la 100 de kilometri de locul în care vorbim, deci și-a pierdut capul. Toată averea a fost luată, familia trebuie să plece la Viena, da? Nici fiul, nici nepotul n-au mai ajuns, deși a insistat Matei Basarab, da? Să-l facă domnitor, nu s-a mai putut. Dincoace, Vlad Țepeș, încă marele rege al Ungariei, românul Matei Corvinu, a
furat banii papei și ai venețienilor, a trebuit să-l bage pe Plațepe și în pușcărie ca să spună că ăsta-i de vină, că n-a făcut el cruciada. Am găsit și manuscrisele, unul e latinește, unul e neogreacă, despre Plațepe și Vatican. Despre Iancu de Hunedoara, e un alt manuscris în neogreacă, și cu bătălia din Belgrad, și cu... Avem și tragedia de la Varna, adică dacă atunci România ar fi bătut pe turci, Bizanțul nu cădea cel puțin la 1453. Asta e una din marile tragedii ale Europei, fiindcă turcii sunt atunci în Bizanț. Iar inconștienții noștri spun, noi susținem intrarea Turciei în Europeană. Până a intrat destul 500 de ani în Europa, de ce mai intre? Deci trebuie să vorbim clar și inteligent. De ce ne-au șefuit 5-600 de ani, adică toată viața noastră? De ce să nu stea să aștepte? Acum au o regulă, da? Sau dai Bizanțul și te duci mai mult, nu mai pui istoria turcă. Că a scris-o Cantemir și ocupându-mă de povestea asta, o știu destul de bine, pe secole. Și nu mă interesează să vă povestesc acum. Și mă întorc. Deci Bucovina, avem manuscrisul 438, care n-a fost publicat. Pentru Transnistria, am auzit un semi-academician spune, de ce vorbim de Transnistria, că n-a fost a românilor. Învață carte. 1672, cumpărată de 12 boieri moldoveni pe vremea Tucăi Vodă și este pământ românesc. Când am fost cu prietenul meu, Paul Tudor, i-am spus, dragă Paul, când pun degetul, eram în arhivele imperiale ruse, să faci poză că eu o pun lângă cotă. Și am pus pe cota actelor Senatului Rus de la 1 aprilie 1804, unde se face ratificarea cumpărărilor din 1672 ale Transnistriei. Documentul era așa, nu stătea în picioare, stătea pe muntă. Păi credeți că interesează pe cineva? Nu interesează pe nimeni. Sudul Basarabiei. Basarabia, deci cu capul Izmael și Volgrad, a fost al lui Mircea cel Bătrân și a fost al țării românești, că țara românească se întindea de la Severin până la Nistru. Acolo sus, deasupra de capul Izmael și Volgrad, e valul lui Traian. Pentru cele trei județe sunt 5 manuscrise din epoca veche, citate de Cantemir, 2 în greacă, 3 latinești. Vă spune ce valoare au hârtiile. Păi dacă la Trianon au valoare, înseamnă că au valoare. Eu vă întreb, fără buletin, fără certificat de naștere, vă puteți duce undeva, care este identitatea, cu ce vă legitimați? Deci noi ne legitimăm cu niște acte. Și dacă ne legitimăm cu niște acte, este bine să trecem la cronologia asta, rapid, cu mileniile românilor. Am aici o simplă sumă de comperzi, că sunt cărțile grele, sunt tipărite pe hârtie de 135 de grame, din averea domnului Pavel Tudor, care este și averea românilor, acum aveți o avere comună, nu? Cele mai vechi și mai teribile manuscrise ale românilor. Eu le iau așa cum e în carte aici. Avem Dioscoridele de materia medica, unde avem 49, 43 sau 52, depinde de varianta mea, cuvinte în limba dată. Ceaușescu le-a căutat printr-un trimis vreo 20 de ani. Nu le-a putut găsi, că nu-i ușor. Eminescu era obsedat de aceste cuvinte. Și, într-unul din manuscrise, 2270, el și-a notat vreo 19 cuvinte. Învățase carte din mai multe locuri. Tot nemții au găsit cuvintele în limba, dacă nu le-am găsit noi. În ediția Academiei le dau și greșit și nu știm ce sunt acele. Nu e o problemă. Acest Dioscoride, vedeți dumneavoastră, le-am propus împreună cu prietenul meu și cu Fundația Cantemir, instituțiilor române, să cutreierăm Statele Unite, în anul central, nu neapărat noi, ci documentele, cu un brâncuș cu 79 de lucrări reconstituite, fiindcă americanii știu pe brâncuș,
Brâncuș ne trăgea după el, prezentam și aceste documente, fiindcă ungurii se pregătesc să ne jure în America. Foarte bine. Numai că acolo când te înjură, o să dea la Philadelphia și la New York de manuscrise cu cuvinte în limba dacă dinainte de anul 1000. Și s-ar putea să întrebe americanii, românii ăștia spun că au și ceva din daci și voi ce făceați la 101, 102, 105, 106? Nu vreau să fiu dur. Probabil mâncau iaurt în Mongolia. Nu e o rușine să mănânci iaurt în Mongolia. Mai ales că mongolii după aia au făcut un imperiu. Din nefericire, la 1241-42, s-a întâmplat superdistrugerea Ungariei. Așa spune Carmen Miserabile, seu superdestrucțiune Ungariei. Deci a venit batie peste Europa, există doar două mărturii, una a lui Rogerius, care trăia în Oradea, și manuscrisul cel mai vechi, e în America. Și mai există un manuscris în trei variante, trei copii, în limba olandeză veche, care mărturisește ce s-a întâmplat atunci în Transilvania și în Ungaria, unde celebrul lor rege a fugit și a lăsat poporul și fiind inteligent, după aceea m-am gândit, s-a ascuns într-o insulă din Adriatica, știind faptul că Batie cu toți invadatorii lui de tătar, mongol și ce erau, n-aveau vapoare, deci nici barcă să-l găsească pe el pe insulă. Sunt lucruri grele pe care uneori trebuie să le spunem pentru un simplu motiv. Este vremea ca neprietenii României să înțeleagă, da, că stăpânii sunt cei vechi și dacă ei spun că au avut o autoritate de 1000 de ani, vă voi face cronologia și veți vedea că n-au avut nicio autoritate și nici măcar nici 1000 de ani. În puține vorbe, de la anul 30.500, să zicem scurt așa, 32.000, de la craniile de hominid alb, care erau în zona Sarmizegetuzei și nordul Olteniei, acolo a fost cumpăna veche, știți și peștera de oase din Banat, aici a fost o străvechime, sunt pe zonă. Noi n-am ajuns de pe milenii și pe secole. Ai după aia Tărtăria, cele trei tăblițe de la Tărtăria sunt la dumneavoastră în Cluj, la muzeu. Ai gânditorul de la Hamangia, ajungem la 7.000-5.000, vin tracii. Când vin tracii, au un rege, Rezus. Regele ăsta, Rezus, asta înseamnă și chiar cuvântul, regele Rezus. Vedeți ce simplu e. Regele Traciei se numea Rezus, adică rege ca pe româna de acum, da? La 1194 participă la războiul Troiei. Și la războiul Troiei, da, e un poet grec, Homer. Iar Homer ăsta, fiind talentat, scrie în Iliada despre Rezus și ca să-l va plăcerea, am găsit acest papirus despre regele Rezus, tracul Rezus. E frumos. El este secolele 2-3 și se găsește, mă rog, acum, la Căl. A fost, se înțelege, în Egipt. Cum în Egipt este cel mai vechi manuscris papirus despre Zamorxe, dar neavând destui bani, încă nu am reușit să fac o fotocopie acolo, un facsimil acolo. Dar nu se știe când ne va finanța statul român ca să-i aducem și pe Zamorxe carte. Eu am răbdare, au trecut 30.000 de ani, ce mai contează, mai trec 20.000 de ani. Ne descurcăm. Avem un Justinian în care vine spus căuta citate ca să demoleze împreună cu textul din Nestor toată teoria maghiarilor. Avem apoi Casiodor, e secolul 13. V-am arătat manuscrisul cu limba greacă. V-am spus că în America sunt două, le-am adunat absolut pe toate și din Vatican.
și din Franța, era atât de celebru, cel mai vechi este al împărătesei Anicia, care se găsește în Viena, și ca să vă dați seama, un manuscris din Dioscorii de Facsimilat de Spaniol se vinde cu 14.400 de euro un volum. Tot ce am adunat noi cu Fundația Cantemir ar valora în realitate, sigur că nu le vinde nimeni, din nou să-ți vândă Vaticanul manuscrise de la din secolul I pe piele de vițel, cam 2,5 miliarde de euro originale, care nu le vinde nimeni și nici le cumpără nimeni. Iar facsimilările, 55-56 de milioane de euro, ca să vedeți proporțiile, o filă la Vatican pe față 103 euro, pe spate 103 euro. Ca să o pun pe copertă, plătești 250 de euro. Astea sunt. Norocul nostru este că nu stăm ca alții 3 ani să luăm un manuscris, ci îl putem obține în 10 minute, fiindcă așa se întâmplă. Avem aici cu Apostolul Andrei, cum v-am zis, și am dat mai multe variante, iar cu Biblii din secolul III, Biblia Codex Sinaiticus, care se găsește la San Petersburg, tot acolo, într-o mănăstire din Sinai, Constantin von Dischendorf a găsit și un manuscris al lui Ioan Casian, care este Sfânt Părinte din calendarul nostru ortodox. Sunt 8 textișoare în greacă și am rămas surprins, i-am spus părintelui. Textele sunt inedite, se găsesc acum la Oxford, le-am publicat. Deci vedeți ce lucruri colosale. Într-un loc în biblioteca, deci în clădirea lui Apostolului Petru, da? Îți dă cel mai vechi rege care are documente. Oroles, da? Regele Jet al Transilvaniei, care bineînțeles că o să creeze nevroză Budapestei, ca să nu credeți că ei nu știu carte, știu mai multă decât noi, fiindcă totdeauna cei veniți ultimii se grăbesc. E adevărat că vicele lor prim-ministru, venind doar de 1000 de ani în Europa, n-a învățat să se dea jos de pe cal și s-a dus în Harghita și Covazna călare. După cum Orban cu Kelemen Bunor defilau prin Marea Mureș, parcă ar fi voit să culeagă folclor. Ăsta la Orban inaugura cursurile universitare la Partiul în Oradea, da? Neștiind că e mai bine să-și facă rost de pantalon scurs, să facă baie în Balaton și poate unește Balatonul cu Dunărea. Pentru mine este de neînțeles cum se plimbă ei prin Transilvania, da? Mai mult decât prin Ungaria. Și nu știu la ce le folosește. Iată aici Apostolul Andrei, e un palimpsest din Milano, din Biblioteca Ambrosiana, din anul 380, cel mai vechi document unde apare numele Sfântului Andrei, creștinătorul român. Avem aici, ele nu sunt în ordine cronologică, diploma de la Luțc, care stabilește granița Moldovei, Cantemir Pedistru, este cu pecetea și semnătura lui Petru cel Mare, iar pe Petru cel Mare Rusia nu-l contrazice nimeni nici acum și nu-l vor contrazice. Terezul vi l-am arătat. Avem aici Ovidiu, scrisorile din Pont. Manuscrisul se găsește în Bateaneu, în Transilvania, deci în Alba Iulia. Și partea frumoasă este că un comentariu la acest text, fiindcă am văzut scrisul identic, se găsește la München. Deci scrisorile lui Ovidiu au și un comentariu din aceeași epocă, secolul XIII. Avem aici Veniceta Dermesiana, cu mai multe manuscrise, unele le avem și tipărite aduse aici în cărți. Acest Veniceta Dermesiana a fost episcopul Daciei Meridionale în secolul V, la 444. El are o istorie culminantă. Vedem la Laudamus, s-a crezut că e scrisă poate Sfântul Ambrozie, Bordul, care l-a tradus cu titlul Ossetan în gotică, iar cartea ediția lui Bacchernagel era în biblioteca lui Eminescu. I-a plăcut textul Eminescu.
a fost tradus de Luther și cântă germanii crezând că e al lui Luther în fiecare duminică. E o treabă frumoasă, îl cântă și rușii, iar la noi l-a tradus pe mitropolitul Dosotei. Vedeți ce are multe puneri pe muzică, este colosal, s-a crezut o vreme că e al Sfântului Augustin și asta i-a creat un mare, un mare succes. Vedeți dumneavoastră, să ai un Sfânt Părinte în calendar ortodox, Dacia Meridională, era vorba de zona Banatului până la actualul Belgrad, cu Bidinul, cu tot, toată zona pe care vă imaginați. Se pare că așa eliberat doi creștini care fuseseră luați prizonieri de Atila. Acum, că tot îmi aminti și veni vorba, știți că întotdeauna vine vorba. Am aici, am făcut o carte mai lungă, așa, în două de volume, câte s-au revăzut acolo în oră, și am publicat și textul, pentru că trebuie lucrat cu documentele, să zicem, neprietenilor, deși nu cred că sunt neprieteni, sunt doar impulsi. Anume, anonimul Bela al III-lea, care scrie despre venirea unilor și după aia a ungurilor în Panon. Știți că s-a întâlnit cu Menu Morut, ducele Crișane, și i-a cerut țara. Ducele i-a spus, știu că sunteți străini și nu aveți ce mânca și ce bea, dar pământul nu ți-l dau. Vă dau să mâncați și să beți, dar pământul nu se dă. Până la urmă, fiica a devenit prințesă, să zicem, a Ungariei sau regină, ei una, două numeau regat, regină, imperiu și așa mai departe. Și este bunica lui Ștefan cel Sfânt, așadar, nu ne supără gloria lui Ștefan cel Sfânt de la anul 1000, regele care a creștinat. De-abia în anul 1000 pe unguri, l-ați văzut pe Apostolul Andrei, care pe la anul 100 creștina române, așa cum rezultă dintr-un manuscris de la 380 al lui Absențiu din Durostor despre viața lui Vulcila. Și anume, ce zice Menu Morut, care e răspunsul celebru, scris în cărțile maghiare, și de aceea maghiarii, 150-200 de ani, l-au rejectat pe marele cronicar anonim. Propoziția e valabilă oricând. Zice așa, spuneți lui Arpad, ducele Ungariei, domnul Botu, datorii suntem ca un amic unui amic, cu toate că cei sunt necesare, fiindcă e un om străin și duce lipsă de multe. Deci anonimul scrie, e un om străin. Știu că e străin, că de-abia sosise. Teritoriul însă ce l-a cerut bunei voințe a noastră, nu îl vom ceda niciodată, câtă vreme vom fi în viață. Și ne-a părut rău că ducele Salanus i-a cedat un foarte mare teritoriu, fie din dragoste, cum se spune, fie de frică, ceea ce se tăgăduiește. Noi însă nici din dragoste, nici de frică, nu-i cedăm din pământ, nici cât un deget, deși a spus că are un drept asupra lui. Și vorbele lui nu ne tulbură inima, că ne-a arătat că descinde din neamul regelui Atila, care se numea Biciul lui Dumnezeu, sau Dumnezeu. Și chiar dacă acela a răpit prin violență această țară de la strămoșul meu, acum însă, grație stăpânului meu, stăpânul e vorba de împăratul Constantinopolului. Deci, ca să lămurim o poveste, împăratul din Constantinopol, nimeni nu poate să mi-o mai smulgă din mâinile mele. Citatul s-a încheiat. Regele Ștefan s-a întâlnit și cu regele Iulius în anul 1003, așa cum spun analele ai de Charmense. Vă dau citatul, fiindcă noi nu suntem în stare nici pe românește, în Wikipedia, să dăm citatul corect în latinește. Are cel puțin două greșeli. Latina, pentru noi, e ca româna, ne putem permite să facem greșeli. Textul corect este acesta. Stefanus Rex Ungaricus, super avunculum, sum regem Iulum, e vorba de Iula de Iulum, care aduce din Constantinopol pe Părintele Ortodox Hieroteos. Acest hierotei este mormântat la Alba Iulia, e mormântul, sunt cărți scrise,
Sunt 5 manuscrise, cel puțin, care atestă adevărat existența. Este Schilices, Constantin al VII-lea, Porfirogenetul, Chedremos, Coniates. Sunt destui, unii chiar și împărați. Deci la 1003, cum se spune, aveai regi sau duci, depinde în ce limbă îl numești, puteai să-l spui pe nemțește hercă, puteai să-i duci duce pe latinește, puteai să-i spui cum există un alt manuscris al lui Styrius, Vaivoda. Sunt 29 de voivode în Transilvanie cu acest titlu. Vaivoda nu vine din slavonește, cum greșit s-a numit. Vaivoda înseamnă bunicul bunicului, deci era strămoșul, cum s-ar zice. Strămoșul, fiindcă v-am spus că nemeii însemna moștenitorul, cel ce are acel pământ. Era vorba de neamul, este dintr-o sămânță și mai multe neamuri fac un vodă și un vaivoda, deci o comuniune. Textul de sună așa. Stefan Gres Hungaricus, super avunculum sum regem iulum, un exercit venit. Este suficient. Aici, la sfârșit, și analele din Fulda le dăm ca manuscris. Trecem mai departe. După ce vedeți atâtea manuscrise, am publicat și Vita Carolin Magni, al Einhardus, manuscris din Viena, care la anul 800 și, deci a distrus pe avarii pe care i-a găsit și s-a terminat povestea. Acolo scrie cuvântul Dacia. Deci în viața lui Carol Magnus se scrie cuvântul Dacia. E frumos, cuvântul e foarte frumos. Bun. Deci vreți să vedem cum stăm cu secolele. Deci dacă pleci de la anul 30.000, treci pe la Tărtăria, treci pe la Hamangia, ajungi la Rezus, intri în epocă, ai războaiele romanilor și cred că războiul care a fost al cincilea, nu al doilea, 105-106, al lui Traian cu Decebal, este prima mare înfrângere fericită a strămoșilor noștri, fiindcă dacă nu am fi fost înfrânți, nu apărea această civilizație, nu apărea romanitatea noastră. Ca să vă fac o imagine vizuală rapidă, Dacia lui Traian însemna un pic în stânga Volturii, urcai deasupra de Clujul dumneavoastră, da? Te întorceai peste tot Banatul și era logic să întâlnea și cu partea de sud, unde erai direct dincolo de Dunăre. Războaiele cu romanii sunt cunoscute, nu intrăm în discuții. Ce vreau să vă spun este că în cărțile astea vom aduna toate papirusurile cu Traian, fiindcă era Traian în Germanicus Dacicus, nemții le-au adunat, le luăm și noi adunate, și 16 manuscrise unde s-a păstrat propoziția din De Bello Dacicum, 10 cărți ale lui Traian. Este și o scrisoare din 114, al Pliniu cel Tânăr, către Traian, o scrisoare despre Decebal. La 274 este un papirus cu acea răsturnare a unei părți a populației dincolo de Dunăre, dar era tratat încheiat cu goții, nu că nu se puteau apăra de... A avut Aurelian alte războaie în Asia, a și murit prin nefericire, asta este toată povestea. Acum avem o surpriză care e frumoasă. De exemplu, în anul 260, la Carnuntu, lângă Viena, care încă nu se întemeiase, care Vindobona e tot oraș romanic, așa cum e și Buda. Da? Deci, ei de-abia au așteptat să vină romanii. După ce au mai trecut 1000 de ani, au venit și ungurii și s-au așezat, au crezut că sunt ruinele lui Attila, dar neștiind istorie, după aceea și-au dat seama că sunt romane. Le-a luat încă 1000 de ani, asta este viața. Regele Regalian, care era strănepoțul lui Decebal, Eminescu, în manuscrisul 2257, îi însemnează numele, aici este,
este fila 432, sunt primele două rânduri de sus, chiar dacă nu se vede cartea goală. Da? Aici Eminescu dă un citat din Scriptores Historia Auguste, Anale Împăraților Romani, citatul este: era gentis dace, decebali ipsius ut feratur a filis. El citatul ia după ediția, după Monta, unde are la pagina 282 tot ce era important despre Salus Secetusa și nu o să uiți să vă spun ceva. Deci acest, l-ați auzit, din neamul, deci neam de dac, din familia lui Decebalus și Regalianus, iarăși ca Rezus, înseamnă rege. Deci dacă tracii ziceau la rege Rezus și tracii spuneau regelui Regalian, cred că vorbim o limbă veche. El se auto-intitulează împărat, nu contează că vine Galienus, e trădat chiar de dacii lui, e ucis, mai puțin contează. Povestea lui este colosală. Colosală. Din 20 de monezi bătute cu chipul lui față verso, 19 le-au adunat în colecțiile lor și împărații Habsburgi și îl consideră primul împărat austriac al Romei. Deci strănepotul, strănepotului Decebal e considerat de austrieci primul împărat al austriac al Romei. Și atunci îl întreb pe postul prim-ministru actual carceral al Austriei: cum vorbești tu că România trebuie să stai afară ficțiunii care se cheamă Schengen, când Regalianul, strănepotul lui Decebal, e mândria voastră că era împăratul austriac al Romei, Austria nu există, că ei sunt niște simpli ostrogoți. Dacă facem o adunare, vedeți după statisticile americane din, după 1920 de la Trianon, că Austria plus Ungaria au 16 milioane de locuitori, mai puțin decât România. Și România, dacă va fi din nou România mare, va avea 30 de milioane de români și cu plecații și cu neștiințe, da? Și teritoriul e cam 2-3. Deci nu se pune problema, da? Să fim obraznici și să avem această aroganță de oameni inculti, cum o au 2-3 personaje politice maghiare de astăzi. Pentru că, dacă știi bine istoria popoarelor, eu am studiat ca să înțeleg un fenomen, vreo 15 imperii, cum s-au înființat și cum s-au desființat. Și care e istoria țărilor? Istoria țărilor, noi avem o istorie mai puțin complicată decât aproape toate țările Europei, dar noi neștiind istorie comparată, credem că dezastru e al nostru. Nu. Toate țările au o istorie foarte complicată. Pentru că toți vor să fie arhei. Să fie stăpâni, să aibă supremație, ei să fie, să dea legea și așa mai departe. Ei să fie imperiul, să aibă puterea, știți atâtea povești din istoria cui vrem asta, a Romei, a Bizanțului, a bulgarilor, a francezilor, mai puțin, dar a englezilor, cum s-au ucis frate cu frate, tată cu fiu, fiu cu tată, mamă și așa mai departe, deci rudele de acela sânge pentru această zisă coroană. Și anume, înțeleg că s-ar fi expus chiar în Cluj, nu am avut timp să o văd, chiar corana Sfântului Ștefan. Ce vreau să vă spun? În istorie se umblă cu multe ficțiuni și ficțiunile acestea sunt periculoase și cu multe contrafaceri. Se minte și se falsifică colosal în istorie. Simplu fapt că ungurii spun că este dăruită această coroană de un papă care se numește chiar Silvestru, al doilea, la 946-1003, în anul 1101. Această coroană are partea de jos numită corona greacă, a fost dată de împăratul din Bizanț, Ducas. Deci întâi au fost ortodoxi, să zic așa. Unii zic că în 1085, alții prin secolul XVI, s-ar fi adăugat crucea, da. Și s-a întregit această coroană. Bun. Au un cronicar
pe nume Hadwig, un episcop care, minte că această coroană le-a fost dată de Papa Silvestru al II, exclus, n-avea cum. De ce n-avea cum? Fiindcă Bela al III-lea trăiește la 1148-1196, coroana dacă e din 1185, Papa Silvestru trăiește până în 1003, deci nu putea să-i dea coroana lui Bela al III-lea și bineînțeles că nici nu i-a dat. Iar dacă partea, corona greca, e dată de Ducas, care trăiește până în 1900, până în 1090 și este născut în 1059, nu poți să-i o dai un rege, un împărat, care se naște în 1059, cu o coroană în 1001. Nu poți să-i o dai cu 58 de ani înainte de a te naște. E limpede, problema e destul de gravă, dar nu e problema mea, e problema lor. Ca să nu mai spunem că regii maghiari, arpadienii, se cam termină la 1300 și după care vine un francez din Italia, Carol Robert de Anjou, care știți bine că a primit o înfrângere pe care n-a uitat-o nici după moarte de la fiul lui Basarab, nu de la Basarab cel bătrân, cum greșit s-a interpretat un text, fiindcă nu se știe limba latină, adică un cum plus acuzativ. O să găsesc la un moment dat documentul și iată documentul care îți vorea la cremânt. În analele ungare, în codexul diplomatic al Imperiului pe care îl cerceta și Eminescu, avem următoarea propoziție publicată și de Hurmuzae. În propoziția pe care o știm că e celebră, citim așa: Veintera Transalpina per Basarab, filium Tocomeri, deci vedeți, per Basarab, virgulă, virgulă, virgula nu e bine pusă și e pusă de editor. Ai per filium, deci este per cu acuzativul, și acolo vine apoziția virgulă Tocomeri. După o prințesă cu Manu și după Ladislau cu Manu, au fost o sumă de scribi, da, în capitala Ungariei, care erau cumani. A pus virgulă, Tocomeri de fapt ce înseamnă? Noi știm, dacă știm, că venind dinspre Severin, i s-a propus o sumă de 7.000 de ducați au sau fereau, sau de ardini, să se întoarcă. I-a propus Basarab, voievodul, marele voievod, bătrânul Basarab, și l-a trimis pe fiul său, fiul cel mare, Alexandru. Și, neștiind limba cumană, spionul suedez, Giuvar, parcă așa se cheamă, bătrânul Giuvar, a scris prostic. Alții care l-au contrazis, neștiind nici ei limba cumană, au scris tot prostic. Și au început să se certe că e cuman sau nu e. Eu vă spun un lucru. A, nu. Prințesele cumane erau superbe. Mulți prinți ai Moscovei s-au căsătorit cu el. Au dat regea în Ungarie. Sunt oameni, sunt sciți. Cele 7 ramuri ale cumanilor nu au familia Tocomeros. Niciodată. Am citit tot ce se putea citi și a pornit dintr-o exprimare neclară a lui Iorgu. Acum Giuvar a vrut să demonstreze că regii, stăpânii, voievozii unor țări sunt de obicei străini, el fiind din sudul Dunării și n-are nicio importanță, a mers pe chestia că Basarab este cuman. Analfabetismul e simplu. Era vorba de fiul cel mare al lui Basarab, Alexandru, fiindcă am publicat Codexul 525 de la Veneția, Codex Cumanic, iar în Codex ce scrie Codexul Cumanic? Togarmen și Tocormen înseamnă natus, procreavit, procreatus, adică întâiul născut. Primul băiatul cel mare este simplu. Deci era de către per Basarab filium, virgulă, Tocomero, adică băiatul cel mare.
nu Basarab cel bătrân. Acum, am lămurit-o și cu Topomerul și cu Basarab. Problema asta așa. Basarab, că nu se știe ce-i cu numele, și au fost tot felul de etimologii și așa mai departe. Și acum vezi că vreau un popor ăsta. În Pocorne și cum v-am citat, în rădăcinile, 972, limba rostrică, limba proto-indo-europeană, aba, noi nu spuneam la țară baba, la bătrână, la bunic. Deci aba a însemnat tatăl cel bătrân, tatăl cel bătrân, mama cea bătrână, bunicul, bunica, da? Aba, saraba, sar este zbo, în sanscrită. Și probabil însemna bunicul propriu al bunicului. Deci Basarab însemna bunicul propriu al bunicului. Deci bunicul adevărat, e linia directă, bunicul, bunicul, deci străbunicul. Însemna bătrânul, noi nu spuneam, spunem și acum, bătrânul, sau bătrânii cetății, bătrânii neamului, sau înțelepții cu tare. Deci era străbunicul. Deci nu era nume propriu. Deci era străbunicul, de-aia și spuneau marele voievod, bătrânul, străbunicul. Asta înseamnă Basarab. Dar fiind analfabeți, am delirat cu tot felul de prostii. Și încurci lumea și nebunia este că de cele mai multe ori proștii citează proștii. Că așa se întâmplă, probabil este mai simplu. Ca să încheiem cu treaba cu cronologiile, o să spunem prietenul nostru maghiar o chestie foarte simplă. Nu începeți să numărați de acum 1000 de ani, că mai sunt zeci de mii de ani în urmă și faceți de serviciu concetățenilor noștri din Transilvania, maghiarilor din Ungaria și nu folosesc la nimic. Lumea se pregătește pentru lucruri cu totul spectaculoase, care n-au nicio legătură cu mintea lui Chelem, cu urmă, cu Orban. Astea sunt, plus că sunt complet necinstiți cu proprii concetățeni pe care vin, cum se face la alegeri, pe care îi jefuiesc puțin în Ungaria, s-ar putea să iasă o pagubă de câteva miliarde, depinde când se vor face calculele, și însă vin și spun. Am acolo câteva volume Eminescu, am publicat 21 de volume pentru o singură zi din viața lui Eminescu, 28 iunie 1883, fiindcă Eminescu a scris despre tratatul secret dintre regatul român și Austro-Ungaria. Și l-a costat. În tratatul secret, și am publicat acolo și ciornele tratatului și cine a semnat tratatul, că l-au semnat Carpu de Asturza, din partea română, și zic, am publicat și ciornele, la punctul 2 se spunea că armata regatului român nu intră în Transilvania ca să elibereze Transilvania. Așa zic și mari politicieni, gen agentul Dublu Maiorescu sau DVD-ul ăsta de Pepe Cars, un bandit, care lumea nu știe de ce e bandit, o să vă explic de ce. Au zis, numai un nebun poate să spune că noi putem să luăm Transilvania. Iată că nebunii n-au trebuit să moară mult și în 1918 ceva s-a desconcurs și totul s-a eliberat. Eminescu vrea și trebuia să fie nebun. Avram Iancu trebuie să fie nebun, Papu Ilarian nebun, Eminescu nebun, deci cum vrei să iei Transilvania, te făceau nebun. Nu mai intru în amănunte ce documente am publicat, pe volumul 5 am pus documentul secret, deci informarea secretă de la Alufor Maia din București, semnată de Gustav Carnochia, ajuns prim-ministru, și sus scrie Gheze în Franț, văzută de Franț Iosif. Numele lui Eminescu este în text. Nu intru acum în amănunte, vă spun doar un lucru. Pe Horea l-a tras pe roată județele Crăiesc, Calnotii, 1784. Marea spaimă din actele secrete de la Viena este că 1884 însemna 100 de ani de la Horia Croșca și Crișan, da? Ce iluminii se făcea la Viena în 1784, îl vedeți că se trăgea omul pe roată. Noi lăudăm pe
Blumenthal, guvernatorul Transilvaniei din epoca lui Horea. Deci el era guvernator al Transilvaniei. Vine vremea lui Eminescu și el îl trag pe roată, semnează Gustav Carlos și fost ministru de externe, prim-ministru. Iar în vremurile noastre, un tip Carlos, e omul de încredere al prințului Charles al Marii Britanii. Meseriile astea de spionaj se fac din străbunic în bunic, în fiu, nepot și așa mai departe. În momentul în care nu suntem atenți la aceste lucruri, sunt unii care s-ar putea să zâmbească sau să râdă de noi și să se explice că nu prea mai ești stăpân pe pământul tău. Lucrurile ar putea fi foarte simple, fiindcă până acum am spus povești frumoase. 1. Europenii nu permit partid etnic. 2. Poți să ridici pragul la 10%. 3. Unde sunt arhivele Transilvaniei, trebuiau predate în 2 ani și ele sunt la Budapesta. 4. În procesul optanților au fost despăgubiți în aur până și pentru recoltele pe care nu le-au mai cules vara. 5. Unde e statistica cu pământurile și proprietățile Transilvaniei, fiindcă sunt zeci de mii de furturi. Nu-i problema mea, eu sunt filolog de meserie, nu sunt jurist. Nu sunt șeful statului, nici al DNA-ului, nici ministrul justiției, nu voi fi niciodată nimic oficial. Eu sunt om care citesc cărți. În rest nu mă interesează. Problema se pune așa. În momentul în care stai și dormi și strec ani, strec deceniile, s-ar putea că la un moment dat, dacă ai pierdut o săptămână, să pierzi 100 de ani. Noi vorbim de un proiect de țară, nu avem absolut niciun proiect. Am întrebat și oamenii, am zis să nu deranjez, cine și proiecta oamenii și nu vor să aflu și eu. Și am zis, dom'le, nu trebuie. Și l-am întrebat, a zis, sunt vreo 6 propoziții. M-am uitat după aia, erau 6 propoziții. Cum Academia Română are tot 6 propoziții pentru centenar și dacă te uiți pe ele că sunt scrise de plagiatorul președinte Vlad, te uimești. E școală profesională. Ceea ce este foarte grav. Asta este, aici s-a dus, la ce vă spuneam de ierarhia inversă și voi aveți alt destin și aveți alte drepturi și n-ar trebui să mai așteptați ca ei să vă facă regulile, legile și viața. Probabil e și complicat. Dar cuvântul ăsta, cine știe peste câți ani vă veți aminti de el, Hestia, care înseamnă esto, este aici, înseamnă actitorii, aservătorii, a vedea centrul Universului, a vedea vatra de acasă și poate vă veți întoarce datorită unui simplu cuvânt. Acum fiecare e om liber. Dar dacă sunt unii care vor să conducă România, ar trebui să învețe carte, să aibă, cum au francezii, poate de idee, președinții franței cu 17 nici măcar, cutia de idei. Nu avem un sistem, nu avem nici măcar un sistem simbolic prin care să devii atractiv celorlalți. Nu e nimeni ca să-i transmită primarului Bocu, deși îl invitasem să vină. Vreau să oper Clujului, împreună cu Fundația Cantemir, da? Să facă un muzeu, dau această idee, cele 79 de lucrări pierdute, distruse ale lui Brâncuș, 26 sunt lucrate, unele sunt în bronză aurit, multe sunt capodopere. Dacă faci un muzeu cu atelierul lui Brâncuș și în același muzeu ai 4, 5, 6, 10 camere în care să ai loc pentru 1000 de manuscrise privind istoria Transilvaniei și României înainte de anul 1000, când vine un străin european să-l vadă pe Brâncuș, în mod cert se uită și la aceste manuscrise, tu nu mai ai nevoie să-i explici nimic. Deci asta este propunerea și rugămintea. Despre arhiva fondatoare, v-am explicat și v-am povestit câteva lucruri despre aceste acte străvei. Și ca să nu vă obosesc sau să vă plictisesc, doar vă arăt acest atlas istoric al lui Georges Duby, are pe 2000 de ani popoarele Europei, s-a făcut și o ediție acum românească, s-a tradus. Puteți găsi tipat și știți cum se întâmplă.
noi de obicei am tăcut. Toate documentele astea din vreo 70 ceva de arhive pe care le-am adunat, cu oarece noroc, au ceva de doua parte. Toți ceilalți europeni au documente despre noi. Înseamnă că sunt obiective sau treaba lor cum le-am scris, cum le-au scris. Noi tăcem și ele grăiesc. Problema că nu le știe nimeni și nu le aduni ca să-ți dea altă aură, altă lumină. Și eu le-am spus tot timpul. Imaginea despre țara ta, despre poporul tău, despre tine însuși, schimbă cursul valutar. Dumneavoastră, veți zice, de ce ne vorbește domnul acesta despre atâtea lucruri? Foarte simplu. Pentru că vreau să vă eliberez mintea, să vă fac mai puternică, să știți că sunteți nobili cât oricine pe pământ, deștepți cât oricine și dacă vă duceți într-o universitate străină sau unde veți fi, să aveți măcar din partea mea un complex de superioritate. Eu am avut, să zic, noroc, am corespondat, după aia l-am cunoscut, aproape 10 ani, pe Noica. În momentul în care ai un schimb față către față sau ochi către ochi, vă spun simplu, am cunoscut apoi la Paris, după Revoluție, și pe Cioran, pe marele filozof Levinas, pe Derrida, aia nu sunt oricine, și trebuie să spun simplu că dacă noi ca eram la nivel de Dumnezeu, ceilalți erau la nivel de geniu. Deci, cunoscându-l pe Noica, eu încerc, în anumite puteri, să vă fac un transfer, poate voce către voce, voi către voi, față către față, dar să știți un lucru, da? De aceea, și niște politicieni români, diplomați români, europarlamentari români, trebuie să aibă această putere, această siguranță de sine, da? Noi ne ducem peste tot, de parcă am fi segmentul urmaș, mâna a doua, a treia, acceptăm orice condiții, suntem servitori. Noi nu ne-am trezit în Europa, cel puțin teoretic, orice țară egală cu orice țară în europeană. Nu te trezești. Nu înțelegi că nu ești al doilea. De v-am tot tocat la început, ca să vă intre în cap că sunteți și voi arhivi. Deci sunteți primii, sunteți princeps, voi începeți și voi fixați regula. Noi românii așteptăm să zică la Bruxelles și noi ne conformăm, facem astea, să fac ficțiuni cu NCP-ul, cu Schengen-ul, cu tot felul de denumiri din astea, da? Și după aceea zice, vrei Schengen sau mai vrei NCP-ul, să ridic două propoziții, mai dăm trei industrii, mai dăm petrol din Marea Neagră, să vedeți. Cum e și cu aurul ăla din Roșia Montană, aaa, n-aveți democrație, n-aveți dreptul omului, acum n-avem justiție. Ei te jefuiesc și spun că la tine e corupție. Este, frate, corupție, dar nu e a mea. Da? Deci nu e a mea. Bun, păi dacă e corupție, da? Vin și eu și întreb pe lumea ce. Ce se fac cu rachetele Patriot de 28-30 de miliarde de euro? Eu sunt deștept, dar nu înțeleg cu cine fac războiul, că nu mi-a spus nimeni. Pe cine pun la respect? Pe cine pun? Și le-am spus într-un interviu descris, mai trageți de acolo 4 miliarde și faceți 4 universități super europene. Să nu-ți mai plece crele deștepte din țară, să vină alții să învețe carte la tine, așa cum se spune undeva. Și atunci grecii au trecut marea să învețe carte la Alexandria, Atanasie cel Mare. Să vină europenii în România să învețe carte. Acum cu știința și cu tehnica de azi, ai aici ecran, poți să-ți vorbească ăla de la Harvard, de la Oxford, poți să-i faci și hologramă, să crezi că se joacă în fața catedrei. Mai e altă problemă. De ce să vorbească europenii în limba engleză? Anglia a ieșit cu Brexit-ul, americanii sunt pe alt continent, că sunt câteva probleme. Unu, există un popor european
Dacă este, care e acela? E popor palimpsest? E întreuzet? Deci e un amestec? Ce limbă vom vorbi în Europa? Vorbim limba calculatorului, probabil de acolo mai mult bine engleza. Nu știm. După aia, eu sunt stupefiat de ce te țin ăștia în așa zis un afară Schengenului de nu știu câți ani. Care au niște urmări poveștile astea. După aceea, la noi nimeni nu discută ce e Europa în doi timpi, în trei timpi, pe ce bază. După aia, ce selecție ai la europarlamentarii români din Parlamentul European? Nu sunt cei mai slabi, nu sunt cei mai indolenți. Mai sunt câțiva în urma noastră. Dar când vezi că unii dintre ei, germanii ca Macovei, urăsc România, nu urăște niciun străin, nu mai înțelegi nimic. Că n-ai cum să înțelegi. De ce vă spun toate aceste lucruri? Nu vă dați seama că vă apasă. Vă strică viața, vă deturnează și vă spun un lucru. Viața trece foarte repede. Eu am 63 de ani și citeam Eminescu de vreo 40 până mi-am dat seama că eram în 1982 aici și înghețam de frig într-o bibliotecă, dar și acum după 35-40 de ani sau că sunt, vin din nou și vorbesc în fața unor oameni pasionați care suportă acest discurs și care, la sfârșit, vor învăța 4 propoziții. Că nu vă chinuiesc cu mai mult de 4 propoziții. Vreau doar să vă turbă un pic și să vă învăț un lucru. Că sunteți mai deștepți decât toți ceilalți. Dacă nu plecați cu această vorbă, cu acest principiu, sau modest că sunteți deștepți, cât oricine, înseamnă că pierdeți timp. Ați văzut că nu v-am spus să rămâneți în România, da? Să vă duceți din ce țară vreți voi să studiați oriunde. Da? Să țineți minte doar un cuvânt, Hestia, poate ăla vă duce acasă. Nimeni nu vă obligă să veniți acasă. Dar problema este a celorlalți, a părinților voștri, a bunicilor voștri, da? De ce nu v-au creat o țară în care să vină alții peste noi, să vină alții aici să învețe carte? De ce să învățăm noi la ei? Sigur, explicațiile sunt multe. Dar acum, văd că toată lumea doarme. Vine un centenar și am întrebat. Centenarul României mare. Care e România mare? Deci noi sărbătorim ceea ce nu mai avem. A fost mai ușor atunci să facem România mare, într-o magie, dar n-am fost în stare să menținem această țară. Pentru simplu cuvânt, și aseară l-am povestit prietenilor noștri, n-au vrut să spună un singur cuvânt, nu la intrarea Ucrainei în NATO, ca să luăm tezaurul de la Moscova și să fim lăsați să unim Moldova cu Basarabia cu România. Pentru mine e de neînțeles. Tot eu eram suspect. Eu n-am niciun interes, nu am politică, n-am funcție în o instituție a statului și nici nu voi avea. Eu sunt un anonim sau nici nu exist. Numai că, fiind liber, îmi permit să vorbesc. De ce îmi permit să vorbesc? Posibil să pierd eu, dar poate câștigă sau se trezesc ceilalți. Sigur, cei mai deștepți vor zice, nu se vor trezi. Dar dacă se va trezi unul. Așa făcea și noi. Când n-aveam nicio soluție, știți cum spuneam noi, că aș face 1000 de ctitorii. Dar n-a putut să te părească nici manuscris de Vedinescu. Dar fiindcă eu am ținut minte, da, am făcut proiectul, e adevărat că l-a furat puțin Academia Română prin postul de un prieten Eugen Simion, dar măcar l-au făcut. Dar făcându-l și neștii în carte, au 32 de manuscrise din 39 cu greșeli. Să zicem, merge și așa. Ai CD-urile care n-au greșeli. Au șters de pe CD-uri și în manuscrise sunt multe rânduri, sute de rânduri lipsă. Că n-au putut să recurețe. Când au crezut că am pus scrisul cu creion albastru, alienație mentală, era scrisul lui Maiorescu, a zis, e vreun nebun care a fost la Academie și a scris pe manuscris și l-au șters. Nu mai contează. Vă mai spun un lucru, poate unii sunteți filologi. Aveți 151 de manuscrise netipărite, nescanate,
aparținând școlii ardelene. Față de școala ardelenă, cred că aveți o datorie. Vorbiți cu profesorii voștri, cu rectorii voștri, le scanează, nu e mare lucru. Sunt la biblioteca, la filiala Academiei. Nu știu la ce vă folosesc, dar mai aveți și obligații față de niște oameni care au încercat să facă ceva și nu știu acum dacă vorbează rusește în Transilvania, vă folosea la ceva. Nu știu nici dacă erați forțați să vorbiți tot maghiara, vă folosea la ceva. Pentru că noi avem un noroc. Româna prin proto-indo-europeană și ați văzut că poți să spui un cuvânt și nimerești ca în sanscrită, greacă sau latină, nu contează secolele, dar prietenii noștri maghiari au o problemă. Limba e orientală. Dar, dacă ei sunt înțelepți și cinstiți cu ei înșiși, ei trebuie să fie fericiți și norocoși, că nu sunt în Mongolia, unde de-abia mai sunt 1 milion de locuitori, ei care au spăimântat lumea și au avut cel mai mare imperiu, sunt în mijlocul Europei, iar exact această poveste îi pot să o răstoarne, fiindcă o limbă cu multe aglutinări, deci cuvinte lungi formate din 4, 5 sau 7 cuvinte, le dau alt tip de gândire, de au matematicieni străluciți, de-aia au luat și premiul Nobel, numai că trebuie să accepte adevărul că dacă intră pe minciună și pe fals, ajung la un faliment.